Reprezentanții Casei de Ajutor Reciproc a pensionarilor din Roman au adus miercuri dimineață o bucurie bătrânilor găzduiți de azilul situat pe strada Veronica Micle, oferindu-le mai multe cadouri, de la produse alimentare dulci și aromate până la haine care să le țină cald la vreme de iarnă grea. Moș Crăciun a poposit la Casa de Ajutor Reciproc și am gândit ca împreună să oferim celor înecați în nevoi câteva mici cadouri ca să poată și dumnealor simți că se apropie Crăciunul, că se apropie un an nou și că se mai gândește cineva la ei. O să le dorim la toți multă sănătate, atâta cât se poate, cât ne lasă Dumnezeu la fiecare și să zicem un Crăciun fericit și multă sănătate. Bătrânii de la azil au primit cu această ocazie dulciuri, fructe, pijamale, cămăși de noapte și pături.